Ce fericit sunt astăzi! În sfârșit am văzut că sunt și eu fericit. Dar ce? Mi-am văzut pe doamna Răducu, că s-a umplut lumea de doamne Răducu. Supărată. Fate, stai la coadă! Există o doamnă Răducu, care e mama? E supărată! Mai o doamnă Răducu, care e Adriana? Sau nu știu dacă e sau e. E supărată! Ești tu o doamnă Răducu? Supărată! Și văd că toate sunt înzerpelite. Cufurite! Eu sunt singurul că se nebun la cap, voi sunteți doamne, doamne! Ferește-te, doamne! Doamne ajută! Să vă ajute pula mea să mi se scoale pula! Așa? Băi, ce crezi? Încercarea moarte n-are? Ce ziceți? La anul mai facem o doamnă Răducu? Eu cred că facem. Da, vreau o doamnă Răducă să vină așa. E jerpelită. Tu haladină, eu haladină. Parcă așa îmi place. Și să facă ca rocăriți iară. Mamă, dacă vine vreun prieten la mine, că o să am eu relații cu oameni, acum nu vreau. Vine doamna Răducu. Apoi îmi pune mea pușineria. Mi-a fost pusă pușinerie. O, are detector de mișcare. Ăsta eu, e, domnul Johnson. Ce e domnul saxofon? Miss Rajaka. Domnul Johnson, you are Mr. Răducu. Ok, nu, bă, Johnson. Johnson era român din America, nu prea știa prea bine. Dar știa, când îi vorbeam în românește, înțelegea, dar el nu răspundea în americanește. Băi, ăla, nu, e doamna Răducu. Ăla, Miss Răducu, nice to meet you. Deschidea ușa. Ăla, băi, că începea și eu ți-o, băi, doamna Răducu, ce ați băgat la față de face așa? De data. Fac eu, i-am băgat supozitorul în cor. De ce? De la cu glicerină, nu știu de ce. Nu se mai cacă de câteva zile. Și cum i-ați băgat la fată supozitorul? Băi, mi-a fost milă, mi-a fost milă. Nu mai avea fata poftă de căcăstoare. Și l-am băgat pe-n penetrare.